Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de Metin 2 Raw Server Poly. În acest episod vreau să vă povestesc cum am reușit să-mi iau această eșarfă, o eșarfă IN avansată. Nu mă decisesem exact ce să cumpăr și ce să iau de primii bani pe care îi fac, așa că m-am hotărât până la urmă să-mi iau o eșarfă. Eșarfa mă ajută foarte mult și în continuare eu cu acest cont încă voi rămâne pe... Voi rămâne cu el pe map 2. Vreau să fac mai multe episoade cu ceea ce pot să fac la nivelul 30, exact așa pe clasic, cum jucam în 2009, și atunci o să mai rămân încă nivelul 30 și pentru a face mai mulți bani în continuare, pentru a echipa cât mai multe chestii pe acest war. Totodată vreau să vă spun că m-am mutat de la regatul albastru în galben, pentru că am avut aici, mi-am făcut primii prieteni. Iar despre această poveste vreau să vă povestesc așa mai pe larg în materialul care urmează. Cum am reușit să fac banii pentru eșarfă? Păi, în primul rând, după cum v-am spus, m-am mutat de la albaștri la galbeni. Aici m-am împrietenit cu câțiva jucători. M-am rugat de un jucător de level mai mare dacă poate să-mi dropeze în pădurea roșie o mănușă pentru a putea să particip și eu la evenimentele care sunt în desfășurare pe server. Așa că am mers în pădurea roșie și am așteptat să cadă ceva mănușe la metine, ce drept a căzut niște mănușe, am luat și niște inele de experiență pe care le-am folosit pe un Sura care l-am făcut level 40 în map 2, l-am lăsat pe auto să bat acolo și l-am făcut level 40 pentru a beneficia de adaugă și de schimbă de la nivelul 40. Tot despre evoluții pe acest cont, mi-am mai făcut și un farmer de nivelul 15 pentru map 1, pentru că în momentul evenimentelor este mai lejer un pic map 1 de bătut și acolo reprind și eu să bat. Nu am iteme atât de bune încât să bat o piatră metin foarte rapid, așa că map 1 încă este o hartă pe care eu o folosesc la evenimente atunci când în map 2 e aglomerat și nu pot să bat. Și în felul acesta am reușit în map 1 să bat la evenimentele pentru orisoane, am luat și eu 3 orisoane, am luat vreo 4 citit concentrat și am luat vreo 6 pergamente binecuvântate. De bine, cu toate acestea și cu cărțile care mi-au mai căzut, am reușit să adun bani pentru eșarfă. Despre prețul eșarfei și cum am luat-o o să vă povestesc un pic mai târziu. Acum aș vrea să vă povestesc un pic și cum decurg lucrurile pe farmer. Avem 4 brățări de argint, 8 perechi de papuci de bambus și 3 coliere de argint. Sunt aici la fierar, la fierarul de breaslă. Și hai să vedem ce putem să facem din aceste iteme. Poate ne iese și ceva plus nouă. Încercăm brățările întâi. Avem una plus 6, hai să încercăm și următoarea și după aia le dăm mai mult. Iar acum o să le dăm la plus 7. Prima a bubuit. A doua a bubuit. Asta a mers la 7, hai să dăm următoarea. A mers și asta. Mai dăm o dată pe asta. La 8. A pleznit. Aici cu asta la 8. A bubuit. Deci de brățări ne-am scăpat. N-am reușit nimic. Hai să vedem cu papucea. Deci ne-a mai rămas 5 perechi de papuci plus 6. Astea o să le dau în continuare la plus și să vedem, poate avem noroc să meargă unul dintre ele.
A reușit o pereche, hai să dăm a doua pereche. A reușit și a doua. A treia. A bubuit. A mers. Ultima pereche. A crăpat. Hai să vedem la 8. A pleznit. A mers o pereche la 8. Aici cu următorii să vedem dacă merg la 8 sau nu merg. Au mers la 8, deci avem două perechi de papuci la 8. Hai să vedem și cu 9-le dacă merg. A crăpat una. Și iată că a mers o pereche la plus 9. Deci avem o pereche de papuci plus 9. În continuare avem o pereche de cercei de cupru plus 7 și 3 perechi plus 6. Aș vrea să le dau și acestea la plus să vedem ce putem face din ele. Ne-am întors din nou la firar și mai dăm aceste 3 perechi de cercei. Încercăm să-i facem... A distrus-o. Aici cu ăștia. Ăștia au mers. Hai să vedem la 8. Au mers. Bun, avem două perechi de cercei plus 8. Hai să vedem care merge la 9. Distruși. Și iau tăi că a mers și cu o pereche de cercei. Deci avem în momentul de față o pereche de papuci și o pereche de cercei plus 9. Așadar, după ce am făcut două iteme plus 9 și după ce am mai făcut și la evenimente atât orisoane cât și citi concentrat, m-am decis să caut pe piață și să găsesc o eșarfă pentru bugetul pe care îl aveam. Haideți să vedem în continuare cum a decurs achiziționarea eșarfei. Și am găsit în sfârșit și eșarfă pentru bugetul pe care îl avem. Am găsit o eșarfă din asta inavansată cu rata de absorție 19, este 3 oni și 29 de KK, 30 de KK. Așa că o să o cumpăr această eșarfă, am mare nevoie de ea. Dacă tot am luat eșarfă, am uitat câți bani ne-a mai rămas și ne-a mai rămas 91 KK. Așa că m-am dat și am căutat prin bazar și un arc și ce credeți, uite că am găsit aici un arc la 44 de milioane, un arc șarpe pe care o să-l iau și în felul ăsta să facem eșarfa mai. Și am venit să facem și combinația cu eșarfa și cu arcul. Practic în momentul ăsta avem valoarea atacului, avem și tare împotriva esotericilor și hai să dăm să sune. Am făcut și eșarfa, am pus și arc, e tot ce trebuie acum. Și asta a fost și povestea eșarfei, dragi prieteni, uite așa am reușit să fac și eu banii și în felul ăsta să-mi cumpăr prima eșarfă. Sper că am făcut o investiție bună și aștept în comentarii și sfaturile voastre dacă am făcut o investiție bună și dacă e ce trebuie eșarfa. Una peste alta, comparativ cu damage-ul ce-l dădeam înainte și damage-ul ce-l dau acum, plus apărare, mă ajută destul de mult. Totodată vreau să vă spun și despre acest pet pe care l-am prins cu categoria 6 și vreau să-l fac level și să țin de el pentru că este ceea ce trebuie. Am înțeles că e un pet destul de bun și rar. Cam asta a fost și episodul cu numărul 3. Eu am fost Cristi Gamerzone. Până data viitoare, vă salut și spor la Metin. Pa, pa!